Pentru început aș vrea să vă adresez și o întrebare personală legată de cariera dumneavoastră. Avem aici CV-ul dumneavoastră. Spuneți că între 2007 și 2012 ați fost manager de proiect la Comisia Europeană, iar după aceea, martie 2014, noiembrie 2015, manager principal la BERD. Ce s-a întâmplat în perioada aceasta de un an și jumătate, care nu figurează în CV? Am lucrat 14 ani la Comisia Europeană, din 99 până în 2013, la începutul 2013, și din care 6 la Bruxelles, după care m-am întors acasă și din motive că am devenit bunicuță. Și mi-am dorit foarte mult să stau și să am grijă de și să văd nepoțica zi de zi, deci nu puteam să stau departe de ea. Există o procedură pentru funcționarii publici ai Comisiei. După ce pleacă, au un fel de beneficiu 2 ani de zile. Un fel de ajutor de șomaj, să-i zicem, dar este o altă formulare, special pentru funcționarii Comisiei. Am stat o perioadă acasă, dar nu am reușit, pentru că sunt un om care nu poate să stea. Și atunci m-am angajat, adică n-am putut să stau acasă și m-am angajat din nou la BERD, dar am lucrat în continuare pe programe europene, adică chiar și la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Am lucrat pentru programe, implementarea unor programe europene. Ok, domnul ministru, tot așa o întrebare personală, pentru că nu sunteți un politic și poate că lumea vă cunoaște mai puțin. A existat și o serie de zvonuri, de speculații. Înțeleg că aveți un fiu care a lucrat la Timnet, este adevărat, la compania Timnet? Băiatul meu este inginer electronist, a lucrat la mai multe companii, Oracle, Microsoft, într-adevăr, a lucrat la Timnet. A fost domnul Florin Răducu. Florin Răducu este băiatul meu. A fost account manager? Sau? Este account manager. La Timnet. La Timnet. Deci o poziție din 700 de oameni care lucrează la Timnet, a lucrat o perioadă și acolo. Acum cred că are firma lui și colaborează cu mai multe firme din domeniul IT-ului. Nu mai lucrează la Timnet? Nu mai lucrează, da. Nu mai lucrează la Timnet, cred că. De ce vă întrebăm? Pentru că firma Timnet este cunoscută ca având multe proiecte și în post-CCE, deci administrate practic prin autoritatea de management, care acum e în subordinea dumneavoastră. Și s-a ocupat și de SimPosDRU, acel sistem de management integrat al PosDRU și așa mai departe. Și de asta voiam să vă întreb. N-a fost implicat, n-a gestionat și n-a lucrat pe aceste proiecte, a lucrat în alt domeniu și în prezent nu mai lucrează la Timnet. Deci spuneți că nu este nicio interferență între activitatea dumneavoastră de la minister și a fiului? Nu. Okay. Aici noi avem 15.000 de firme care ministerul are colaborări. Doamnă ministru, aș vrea să trecem și la situația la zi a absorției fondurilor europene pe ciclu de finanțare 2007-2013. La 14 decembrie 2015 am ajuns la o rată de absorție efectivă de 58%, deci bani intrați, încasați de la Comisia Europeană. Așa, în ianuarie aveam 45%, deci în jur de 13% puncte procentuale tot anul. Până la 30 iunie 2016 vom mai putea cere practic bani de la Comisia Europeană în baza cheltuielilor efectuate? Până la 31 decembrie este un termen în care trebuie să se termenul facturilor cheltuielilor efectuate de către beneficiari. Adică beneficiarii cu care lucrăm, cei 15.000 de beneficiari, trebuie să-și facă plățile către furnizorii lor. Dar nu înseamnă că noi nu putem să rambursăm acești bani după 1 ianuarie 2016. Și avem o perioadă până la 30 iunie, când trebuie să transmitem o plată intermediară la Comisie, avem posibilitatea să analizăm aceste facturi și să facem ultimile plăți către beneficiari. Bun, cât credeți că o să reușim atunci să atingem ca rată de absorție? Deci eu mi-am propus un target să cresc cu cel puțin 10% situația actuală. 10 puncte procentuale? 10 puncte procentuale. 10 puncte procentuale, adică de fapt 70%. Este 60% cu total facturile
facturilor care sunt la comisie și erau 300 de milioane de euro facturi la comisie în momentul de față, am rugat și am să se accelereze plata acestor facturi și de către comisie pentru a ne ajuta în plățile, în a efectua plățile către beneficiari și sper să ridicăm cât mai mult și să rezolvăm situația beneficiarilor în această perioadă. Este foarte important să ajutăm pentru finalizarea proiectelor. Corecțiile financiare, ce se va întâmpla cu ele? Pentru că România, având de-a lungul timpului mai multe proiecte, mai multe programe întrerupte și chiar suspendate după anumite prevederi, a trebuit să accepte de la Comisia Europeană o serie de corecții financiare ca să îi se deblocheze rambursările. Ce se va întâmpla cu acele corecții financiare după încheierea ciclului financiar? O parte din corecțiile financiare sunt suportate de la bugetul de stat, în principal cele pentru care statul este răspunzător prin diverse instituții, o monitorizare defectuoasă sau niște neclarități în documentele sau în contracte de finanțare. Aceste lucruri s-au întâmplat și ca datorită faptului că suntem prima dată când gestionăm aceste fonduri structurale și complexitatea documentelor a dus la existența unor greșeli de audit, de interpretare a legislației naționale sau a legislației europene. Deci o parte din aceste corecții sunt suportate de la bugetul de stat, dar sunt și corecții financiare individuale pe proiect care se suportă de fiecare beneficiar în parte. Pe POSDRU, Programul Operațional de Dezvoltare a Resurselor Umane, avem o absorție de 49%, cea mai mică practic dintre programele de fonduri structurale și de coeziune pe care le gestionați. Ați văzut probabil scrisoarea organizațiilor beneficiare care amenință cu procese colective dacă nu le faceți plățile până la sfârșitul anului 2015. Ce le răspundeți? Da, îi înțeleg pe beneficiari. Într-adevăr, se află într-o situație dificilă pentru că trebuie să efectueze aceste plăți până la sfârșitul lunii decembrie. În casă sunt acum și de asta am luat mai multe măsuri pentru a se accelera acest sistem de plăți. În primul rând, din punct de vedere legislativ, guvernul a dat niște o ordonanță de urgență pentru ridicarea plafonului de îndatorare la trezorerie, deci ne-am îndatorat la trezorerie pentru a putea obține 1 miliard de lei a efectua aceste plăți. Și o hotărâre de guvern, deci ordonanță de urgență și hotărâre de guvern, după care am avut discuții zilnice cu colegii de la Comisia Europeană din diferite direcții generale pentru a se accelera aceste plăți și sperăm să încercăm să rezolvăm cât mai mult. Deci numai pentru programul POSDRU avem în prezent peste 5.500-5.600 de facturi, de cereri de plată, cereri de lichidare, cereri de rambursare, pe care și vă dau situația. Da. Uitați, deci vă dau situația, o situație exact cu care este în acest moment situația cererilor în procesare. Deci cereri de plată, cereri care conțin facturi neachitate către prestatori, da, cereri de plată aflate la nivelul autorității de management și organismului intermediar, 1059 de cereri în valoare de 446,8 milioane de lei, din care 388,6 milioane lei valoare. Avem câteva cereri vechi. Și asta le-am discutat cu organizațiile neguvernamentale și ne-au sezizat acest lucru. Le analizăm. Sunt anumite probleme cu aceste facturi pe care sperăm să le rezolvăm sau să le clarificăm.
Deci încercăm să facem cât mai multe plăți, dar le luăm în ordinea cererilor de plată și cererilor de lichidare, pentru ca beneficiarii întâi să-și poată termina proiectele, să fim siguri că își termină aceste proiecte, după care cererea de rambursare la finalul proiectului o putem plăti și anul viitor, în primele luni, când ne mai vin rambursări de la comisie. Adică încercăm să eficientizăm acest ciclu de plată. Deci spuneți practic că ei își vor primi banii mai devreme sau mai târziu. Categoric își primesc banii, categoric. Nu este un termen 31 decembrie, okay. Îl putem plăti și anul viitor în primele luni. Deci, pe total, toate facturile pe care le avem, pe toate programele, sunt aproximativ în lunile decembrie și ianuarie aproape 5 miliarde de lei, care înseamnă peste un miliard și ceva de euro pe care știm că trebuie să-i plătim în decembrie și ianuarie. Deci este un efort financiar în două luni de zile mult mai mare decât s-a făcut în multe luni anterioare. Înțeleg că îngrijorile lor erau legate de o interogare pe care a făcut un sistem helpdesk al AME Postru și de acolo înțeleg că au venit Sunt multe. În acest program beneficiarii sunt foarte mulți și majoritatea își termină proiectele. Din păcate, nu a fost un management care al proiectelor în așa fel încât să pot să finalizez octombrie, noiembrie. Și au rămas în acești bani pentru a face ultimile activități ale proiectului. Deci și în cadrul proiectelor era o mai bună organizare a activităților, ar fi fost de preferat. În general, beneficiarii știau că trebuie să termine aceste proiecte octombrie-noiembrie ca să fie timp de efectuarea acestor plăți, dar de asemenea s-a găsit această situație de a da un fel de avans astfel încât le dai banii și să-și termine activitățile. Deci a fost această flexibilitate a Ministerului și s-a găsit această soluție pentru a se da în continuare un avans pentru finalizarea. Deci, de fiecare dată s-au încercat, dar este o situație care se întâmplă într-adevăr la 9 ani odată, când programele se finalizează și ai un număr extrem de mare de cereri de plată. Am mai luat și alte măsuri, de genul să lucrăm sâmbăta, duminica, să lucrăm până târziu, să avem control financiar preventiv, cei care verifică, să avem un număr mai mare de persoane care verifică aceste facturi, să avem registratura până seara, să... Deci am mai luat mai multe măsuri care sper să-și dea roade și beneficiarii să poată fi mulțumiți. E drept că acum e o situație tensionată și înțelegem, dar încercăm să facem toate, să luăm toate măsurile pentru a rezolva aceste situații care au venit deodată pe loc, zeci de mii de facturi. Da. Tot așa, un program cu beneficiarii din mediul privat este programul de competitivitate economică. Da. Săptămâna trecută, guvernul a aprobat plata unor corecții financiare 2% în AXA 1-a post-CCE, circa 6 milioane de euro. De ce? 6 milioane de lei. De lei, pardon. 6,6 milioane de lei. De ce suportă statul român această corecție? A cui a fost vina aici? O problema respectivă a decurs din o interpretare greșită a noțiunii de IMM. Întreprinderile mici și mijlocii au mai multe criterii după care este considerată întreprindere mijlocie. Număr de angajați, atât număr de angajați, cifra de afaceri, dar în ceea ce privește numărul de angajați și în Consiliul de Administrație, dacă ai persoane sau membri în Consiliul de Administrație care au acțiuni la întreprinderi mari, atunci nu mai ești considerată. Deci încă, din păcate, în România este o lege nouă, nu o lege nouă, este de mai mulți ani, dar interpretarea nu este bine cunoscută la nivelul țării. Este o lege europeană, armonizată după legislația europeană, dar interpretarea ei nu este bine înțeleasă la nivelul instituțiilor românești.
Și de asemenea nu avem încă o bază de date, acum este în realizare, în elaborare o bază de date pentru a ști acționariatul întreprinderilor, pentru a ști dacă se clasifică în întreprindere mare sau întreprindere mică și mijlocie. Deci a fost, chiar dacă aveam legea și n-am avut norme de aplicare și clarificări, din păcate beneficiarii nu au fost bine informați asupra acestor criterii și asupra înțelegerii ce înseamnă IMM. IMM nu înseamnă numai dacă ai 20-250 de persoane, dar trebuie să mai îndeplinești alte criterii pentru a fi IMM. Și lucrurile astea, nefiind bine clarificate la nivelul național, s-a considerat că nu este o vină a beneficiarilor, ci trebuie o mai bună informare și clarificare și o bază de date corectă și bună a acestor structuri, atât pentru ajutorul de stat pe care îl primesc, cât și pentru evidențierea întreprinderilor, să ai o clară evidență a întreprinderilor. Sperăm că anul viitor să se rezolve acest lucru și programul regional care va finanța întreprinderile mici și mijlocii să nu mai treacă prin aceste dificultăți. Doamnă ministru, în această axă prioritară 1 a POSCC, înțeleg că au fost verificate peste 1700 de proiecte realizate de IMM-uri. Au existat voci din zona consultanților care vorbeau de corecții de 20-30 de milioane de euro pe care IMM-urile încadrate greșit ar fi urmat, ar fi fost amenințate să li se retragă, practic, din banii absorbiți. Deci acum, la acest 1771, suma de corecție a fost de 6,6 milioane de lei. Probabil că aceeași situație va fi și pentru restul IMM-urilor, deci în plus avem spre 2500-3000 de IMM-uri de la care urmează să primim cereri de plată și pentru care se va face probabil o corecție similară. Am început analizele și investigațiile și vom vedea dacă putem să, deci zilele acestea vedem dacă putem să scăpăm de această corecție pentru noile cereri de plată verificate sau trebuie să menținem de asemenea și pentru ele această corecție. Dar firmele IMM-urile vor fi amenințate să cumva cu retragerea de bani de la ele? Nu. Deci nu li se vor retrage bani lor? Pentru această problemă, nu. Mai există poate alte situații, depinde de la caz la caz, în care ele pot să aibă corecții financiare, dar nu pentru această... Nu pentru chestiunea reclasificării în IMM. Da, IMM-ul. Acest orizontal care deocamdată s-a decis împreună cu comisia să fie acel considerat flat rate correction. Dacă ni se spune că trebuie corecție întreprindere cu întreprindere, vedem atunci care este situația și dacă pe lângă această situație mai există și alte situații, deci se va face o analiză caz cu caz, dar deocamdată decizia este să se ia acest flat rate correction.